Spuneți-mi dacă s-au efectuat plățile pe anul 2022 la Apia Maramureș. Da, în perioada 16 octombrie 2022 și până azi, până la zi, Apia a efectuat plăți pentru campania 2022, cerurile unice de plată, pentru suprafețele de terenuri pe că și schemele și măsurile aplicate de fermieri, precum și pentru schemele din sectorul zootehnic. S-au efectuat plăți în avans în perioada 16 octombrie, 30, noiembrie, iar începând cu data de 2 decembrie au început să se efectueze plățile regulare, plățile finale. Pe lângă plățile pentru cererile unice de plată, finanțate din Fondul European Agricol de Garantare Rurală, FEGA și din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, FEADER, precum și o anumită parte de confinanțare din bugetul național, s-au mai efectuat autorizări la plată și plăs și pentru alte scheme și măsuri stabilite fie prin regul regulamente europene, fie prin legislația românească, finanțate din fonduri europene și finanțate și din bugetul național. Astfel că până la data la care vorbim noi acum, prin APIA, Centrul Județean Maramureș, s-au efectuat plăți în valoare de 56 de milioane de euro, ceea ce reprezintă vreo 273 de milioane de lei cu mici excepții, plata pentru aciza la motorină, compensarea acizei la motorină din trimestrul 2023, care va intra în conturi săptămâna viitoare, toate celelalte sume au fost și se găsesc la ora această dată în conturile fermierilor. Vrem să, vreau să menționez că suntem în grafic în totalitate, deoarece plățile se pot efectua începând cu 1 decembrie anului de depunere a cererii până în data de 30 și, din 31 anului următor, însă noi la această dată am efectuat plățile în proporție de 99,6%, inclusiv ultimele preț privitoare la sprijinul cuplat în sectorul vegetal la anumite culturi, cum ar fi lucernă, soia pentru care au aplicat și fermierii din județul nostru. Sigur că se mai autorizează ultimele dosare care au avut anumite probleme sau din diverse motive, încă fermierii nu s-au clarificat anumite inconformități care au fost sesizate în urma controlurilor administrative sau controlurilor la faza locului efectuate de către inspectorii APIA și de către funcționarii APIA. Până la 30 iunie, oricum, noi am finalizăm în totalitate și astfel putem spune că bilanțul referitor la plata aferent anului 2022 și parte din 2023 pentru scheme care au apărut în plus și măsuri de sprijin care au apărut în plus, este unul, este unul pozitiv. Și am început, bineînțeles, cu o altă etapă, aceea de depunerea cererilor de plată pentru anul 2023.